Totul s-a întâmplat în această dimineață când bărbatul își căuta caii pe câmpul situat în preajma centurii ocolitoare a municipiului Târgu Jiu. Tânăra cunoscută cu afecțiuni psihice era îmbrăcată sumar și plină de nămol. Omul a sunat la 112 și o ambulanță a preluat-o pe fată pe care a transportat-o la spital. Medicii de la urgențe spun că pacienta se află în șoc hipotermic și nu poate comunica. S-a prezentat în urgență, a fost adusă o fată de 21 de ani, mi se pare, care a fost găsită abandonată pe la Artego, pe acolo. Până în momentul de față nu putem să știm decât că, nu pot să vă spun decât că este într-o stare hipotermică și să fac investigații medicale și de către poliție pentru a se elucida cazul. În rest, nu am ce să vă spun deocamdată. Nu pot să spun așa ceva, că noi știm din punct de vedere medical că este într-o stare hipotermică. Polițiștii fac și ei cercetări pentru a stabili împrejurările în care tânăra a ajuns acolo. Ea va fi supusă și unui examen ginecologic pentru a se stabili dacă a fost sau nu victima unui viol. Tânăra a mai fost victima unui viol în urmă cu cel puțin 2 ani.